Prieteni, sănătate și bine v-am găsit! Astăzi vrem să facem din nou un clip cu o prezentare la un claste Nipex. E vorba despre claștele Nipex Cobra, claste high-tech pentru pompe de apă. Are ca și cod 8705300. După cum se poate vedea, și pe mâner 8705300. 300 îi lungimea lui. Creștele acesta vine în mai multe variante, dar eu din ce în ce prefer cleștii cu mânerul confort, cu uh, mâner bicomponent, roșu și albastru, unde vedeți voi albastru, îi uh, un cauciuc foarte bun, plăcut la atingere și une îi roșu, îi plasticul acela. Hai să vedem puțin cum se mișcă. Are o deschidere foarte bună, știți că cleștii Cobra sunt reglabil la o apăsare de buton direct pe piesă, poate să fie uh, folosit uh, nu deschis, mai puțin închis, foarte ușor în utilizare. Spuneam că prefer din ce în ce mai mult uh, cleștii cu mâner bicomponent, căs ei izolați VDE, culoarea aceea galben cu roșu că sunt aceștia care nu sunt izolați, vede dar prefer foarte mult și materialul zincat. Acolo tot am pus întrebarea și încă nu știu de ce are gaura aceea. Poate să fie un prunc de sprijin și mi-au mai pus uh, cineva întrebări, domnule, nu știi din ce cauză ar fi, nu, s-ar putea să pun întrebarea și eu la Nipex, dar dacă știți voi mai bine, lăsați în comentarii și cred că are să fie benefic pentru toată comunitatea de YouTube, pentru toți cei de pe canal și pentru cei care sunteți curioși ca să aflați și voi, după cum vedeți, are uh, dința aceea frezat sau făcut cu laser de către Nipex, care sunt uh, unii împotriva altora, ca și uh, nou clasele acelea antagoniste care luptau împotriva unii celeilalte, dar aceștia uh, vreau ca să prindă piesa, spuneam că îi pentru țevi, foarte mult pentru instalatori, și după ce au prins uh, piesa oprins piesa de lucru țeava, mai bine zis, nu să mișcă. Sunt o grămadă de demonstrații, am și eu pe canal lucrul acesta și puteți să vedeți chiar dacă pe un dispozitiv din acela creat de Nipex, chiar dacă te urci cu toată greutatea ta, nu va scăpa materialul prins, nu va scăpa țeava, poți să te urci pe mâner și nu se, nu se va mai desprinde de acolo. Uh, spuneam că are autoblocare pe conducte și piulițe, nu alunecă pe piesă și necesită un efort minim ca să uh, prins tu lucrul acesta. Spune că suprafețe de apucare cu dinți printr-un procedeu special, duritatea dinților uh, 61 HRC, apucare sigură de durată datorită rezistenței mari la uzură. Mai spune că are o articulație perforată pentru o stabilitate ridicată, datorită ghidajului dublu, înclichetare sigură a bolțului articulației, fără deplasare accidentală, și are protecție împotriva prinderii, previne rădile provocate prin strivire și multe alte lucruri. Spuneam care are manșoane bicomponent sau mânere și. Capacitatea lui de prindere la țevi de un fi 70, capacitatea pentru piulițe sau deschiderea cheii de 60 de mm și are 30 de poziții de ajustare de la butonul acela. Desigur că, spuneam, el vine în mai multe uh, formate, vine și fără muner bicomponent, vine doar cu munerul acela de plastic, uh, poate să vină uh, să nu fie zincat. Dar mie îmi plac din ce în ce mai mult de la Nipex ca să fie zincate pentru că am obiceiul să le lăs prin autoutilitară sau eu știu iarna mai dă cu apă, cu zăpadă, eu știu dacă lucri undeva în aer liber și mai zăpadă sau ceva și după care nu vreau să apară pete de rugină și îmi plac, spuneam, din ce în ce mai mult pentru că zincate și nu vor rugini. Am întrebat pe cei de la Nimpex, domnule, este vreo diferență între cele uh, negre și aceste zincate sau, eu știu, de duritate, de material și eu zis, domnule, nu este nicio diferență, doar că aceste zincate nu vor ugini și nici nu este diferență între, uh, vreau să zic, între material și călilea lor, nu este diferență nici între cele cu mâner bicomponent, uh, cele izolate VDE și cele slim nu sunt diferență, mă refer la materialul la metal. Deci procedeul lui la fel e decălit ă, și pentru toate Nipex Cobra. Ă, nu sunt, să zic, unul mai slab și unul mai tare, doar e diferență ă, cumva deasupra. Dacă e acoperit cu pulber, dacă e acoperit zincat, dacă îi are mânerbi component sau alte lucruri și M-au liniștit oarecum pentru că tendința e ca să îmi iau cât mai multe uh, scule Nipex, dar cu uh, zincate și cu un n component, pentru că e, com e confortabil, când prins e confortabil. Și uh, spuneam, uh, am și de 250, dar nu, mo nu modelul acesta, am uh, cel normal, acela care îi uh, doar acoperit cu uh, negru pe-o parte, și are mânere din acelea uh, slim. Cum sunt mânerele? Uh, cele care rezistă să nu alunece atunci când uh, tu ești cu ulei, ești cu apă, nu pentru că instalatorii nu, de multe ori sunt uh, cu ulei pe mână, sunt cu apă, cu diferite soluții, nu acolo cum lucră pe la panouri solare, pentru la centrale termice și uh, mânerul acela e foarte bun, dar Nerul acesta excelent atunci când tu strângi, când prins, când lucri la țevi, nu cu grăsim, cu toate acestea și spuneam că ajută foarte mult la confort și nu va aluneca nici cum de pe piesă, odată prins și odată stabilită contactul cu țeava, nu se va întâmpla nimic, deci îi testat lucrul acesta, mi-au trebuit și cleștele acesta, mai am unul de 250, spuneam, dar ă, ă, știți că de multe ori noi cumpărăm lucruri pentru că ne plac și dacă Nipex îs numărul 1 în ce privește cleștii în întreaga lume și am văzut că 250 e cumva un standard, așa pentru genți, foarte mulți încep să spună că standardul a urcat la 300 mm și mai mari pentru instalatori și m-am gândit să am unul de 300 să văd. Am avut de la alte firme, dar spuneam, dacă mi-aș fi cumpărat din prima Nipex, nu aș mai fi nevoit ca să le tot în schimb pe parcurs. Și uh, o să-mi iau din ce în ce mai multe și să fie cât se poate de mari, pentru că tendința e să fie spre mare pentru instalatori profesioniști și sunt bune și celelalte mici, uh, dar uh, uh, le folosesc mai rar. Sănătate prieteni, cred că v-ați făcut o idee și numai bine